Un accident rutier s-a produs miercuri în jurul orei 11 pe drumul european 85 în zona localității Dănila din comuna Dărmănești. În evenimentul rutier au fost implicate 3 autoturisme care au intrat în coliziune. Au intervenit pompierii militari ai detașamentului Suceava cu modulul SMURD format din auto specială pentru descarcerare și ambulanță SMURD B2. În urma impactului, o femeie a fost rănită și a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale și investigații suplimentare. Polițiștii au întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă și fac cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs evenimentul rutier. Tot miercuri, un accident s-a produs în municipiul Suceava, la intersecția serpentinelor cu strada Cernăuți. 2 autoturisme au intrat în coliziune pe fondul neacordării de prioritate. Au intervenit pompieri militari cu auto specială pentru descarcerare și o ambulanță SMURD. O femeie a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale.